first step from today's video is preparing the metal parts for painting. Primul pas din filmarea de astăzi este pregătirea pieselor metalice pentru vopsire. Because I was not able to completely remove the rust, I used on the complete frame this substance, a rust converter. Deoarece nu am reușit să îndepărtez complet rugina, am folosit pe tot cadrul această substanță, un convertor de rugină.
The same process steps are required on all the metal components in order to be painted. Aceleași etape de pregătire sunt necesare pentru toate componentele metalice care urmează a fi vopsite. After 24 hours, during which time the rust converter has actioned, it is now the time to apply first base layer, which helps to remove surface imperfections. După 24 de ore, timp în care convertorul de rugină a acționat, este timpul să aplicăm un strip-tip, acesta ajută la eliminarea imperfecțiunilor de suprafață. After removing the excess with the help of sandpaper, it is the time to apply the first color, white, for the base.
După îndepărtarea excesului de spritz kit cu ajutorul șmirgelului, este momentul să aplicați prima culoare, alb, pentru bază. Data viitoare, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Until next time, don't forget to subscribe and hit the bell button.